Azi facem un video plictisitor, un video care nu te interesează prea mult. Tu vrei să înveți cum să faci bani, eu vorbesc cu tine despre inflație. Exact. Astăzi discutăm despre inflație, dar ceva mai pe larg. Inflația îi afectează pe cei mai mulți oameni după această planetă. Motivul? Mulți nu știu cum să se protejeze de ea. Și din păcate, mulți nici nu realizează, sau de fapt nici nu știu, că inflația le mănâncă banii de la saltea. Deoarece toate monedele lumii sunt fiat, masa monetară ar putea crește din anumite motive politice. Ceea ce duce la creșteri alarmante la nivel de preț în ceea ce privește anumite bunuri materiale. Cel mai faimos exemplu este hiperinflația care a lovit Republica Germană de la Weimar din anul 1920. Națiunile care au fost învingătoare în primul război mondial au cerut despăgubiri de la Republica Germană care nu putea fi plătită în monede de hârtie, deoarece aceasta era o monedă suspectă datorită împrumuturilor guvernamentale. Germania a încercat să imprime bancnote de hârtie. A încercat să-și plătească datoria cu ele, cumpărând valută străină. Asta a dus la o inflație de toată frumusețea. Practic au făcut bani din nimic și au achitat datoriile astfel încât să se reîmprumute cu monedă străină. Dar acum să trecem mai departe. Ce influențează inflația? Ce este inflația? Inflația este cauzată de câțiva factori. În minutele următoare o să-ți explic pe rând să înțelegi ceea ce reprezintă de fapt inflația. În primul rând, cererea excesivă. Atunci când cererea de bunuri și servicii depășește oferta, prețurile cresc. Dacă consumatorii cheltuiesc mai mulți bani sau guvernele printează mai mulți bani astfel încât să dea populației, stimulând cheltuielile prin anumite politici sau prin creșterea masei monetare, această creștere puternică poate duce la inflație. Numărul 2, costurile de producție. Cum ar fi materie primă, angajați, energie, poate duce la o creștere a inflației, crescând, bineînțeles, prețul bunurilor și serviciilor. Numărul 3, politica monetară. Politica monetară excesiv de relaxată poate duce la inflație. Spre exemplu, atunci când se introduc bani și mai mulți în circulație, adică se printează, valoarea lor se diminuează și astfel ajungem din nou la inflație. Numărul 4, factorii externi. Evenimente precum creșterea prețului petrolului, instabilitate politică, schimbări valutare sau crize economice pot influența piața prin impactul lor asupra costurilor de import sau incertitudinea politică lăsată în urmă. Care sunt efectele inflației? Bun, acum că am aflat cauzele inflației, haideți să vedem și ce efecte produce aceasta. Se reduce puterea de cumpărare cu banii fiat. Și asta este logic bazându-ne pe ceea ce am discutat anterior. Pe măsură ce prețurile cresc, aceea sumă de bani pe care a avut-o anul trecut poate cumpăra mai puține materiale față de anul acesta. De exemplu, coșul de cumpărături. Anul trecut făceai un coș de cumpărături cu 200 de lei pe săptămână, acum faci același coș de cumpărături cu 300 sau 350 de lei pe săptămână. Bineînțeles, acest lucru poate afecta în nenumărate rânduri oamenii care efectiv lucrează pe același salariu de ani de zile, fără prea mari creșteri, fără indexări la inflație, pentru că efectiv câștigă la fel, dar cheltuie mai mult să trăiască la fel, cum ar fi pensiile sau salariile neindexate la inflație. Un alt efect este redistribuirea veniturilor între diferite categorii sociale. De obicei, cei care dețin active tangibile, cum ar fi proprietățile imobiliare sau alte active, pot beneficia de creșterea valorii în contextul inflației, în timp cei cu economii sau așa numiții cei care țin bani la saltea pot ajunge să sufere în contextul inflației, pentru că efectiv banii lor, deși sunt aceiași, puterea lor de cumpărare scade. E logic, nu? Inflația ridicată sau volatilă poate crea incertitudini politice sau economice. Acest lucru poate afecta, bineînțeles, investițiile. Instabilitatea economică, de cele mai multe ori, în contextul inflației, poate duce la destabilizare, poate încetini creșterea economică și poate afecta încrederea în sistemul economic. De aceea, oamenii preferă să țină banii cash. Inflația poate duce la creșterea costurilor în ceea ce privește plata contractelor pentru ajustarea prețurilor. Bineînțeles, companiile trebuie să facă ajustări în ceea ce privește contractele individuale cu statul sau contractele
între business to business pentru a ține efectiv pasul cu creșterea prețurilor. Acest proces poate fi costisitor și poate afecta profitabilitatea și eficiența economică. Un alt efect asupra economiei este acela că poate forța băncile să adopte politici monetare stricte, să dea credite mai greu, să crească dobânzile, nu oricine o să poată să-și ia un credit foarte ușor. Bineînțeles, aceste aspecte pot influența costul în ceea ce privește împrumuturile, investiția și creșterea economică pentru a stopa sau încetini inflația, încercând în cele din urmă să fie controlată. Haideți să vedem și câteva concluzii. Inflația este o creștere a prețurilor care are ca efect scăderea puterii de cumpărare în timp. Atât. Asta e tot ce trebuie să știi. Inflația este naturală și guvernul SUA vizează o rată anuală a inflației de aproximativ 2%, lucru care în ultimii ani nu s-a întâmplat deloc. Cu toate acestea, inflația poate fi periculoasă când crește prea mult, cum se întâmplă în momentul de față. Inflația face obiectele mai scumpe, mai ales în momentul în care salariile nu sunt indexate la inflație și nu cresc. În plus, inflația diminuează anumite valori materiale, în special numerarul. Bineînțeles, guvernele și băncile centrale depun eforturi mari să înceteze creșterea inflației prin politica monetară. Cam acesta a fost videoul de astăzi. Sper că ți-a plăcut. Nu uita să lași un comentariu, un like și un subscribe dacă ți-a plăcut, astfel încât să facem mai multe tipuri de astfel de videouri. Ne vedem la videoul următor.